Bună dimineața! Măi! Wow! Wow! Salutare, vă spune sub Zandul Vale și bine v-am regăsit! După cum bine v-ați dat seama, astăzi schimbăm pasta termoconductoare la acest laptop, un laptop Asus, la care m-am gândit să schimbăm pasta termoconductoare ca să lucreze și el în parametrii normali. Da? Am pus această cârpă pe birou ca să nu zgâriem laptopul, da? Și punem laptopul cu fața în jos și ne apucăm de treabă. Avem șurubel. Desfacem capacul. Lucrăm cu foarte mare grijă, da? Nu te grăbești, punem frumos șurubelul deoparte. Și tot așa. Desfacem ușor toate șurubelele. De preferat să țineți minte și cont unde sunt șurubelele. Unele sunt mai mari, unele sunt mai mici și va trebui să le pui la loc fix de unde le-ai scos. Da? Deci, nu umblați cu treburi de-astea. Hai că a început vecinul să dea cu mașina, nu e nicio problemă. Ne continuăm filmarea și activitatea, așa cum ne-am propus. Sculele sunt aici, deoarece începe ploaia, vom apela la lumina artificială. Hai să avem și noi lumina, știți ce zic? Deci, după cum spuneam, desfacem șurubelele. Cu grijă. Și atenție, da? Fiecare șurub în parte, desfacem frumos. Nu avem cele mai profi șurubelnițe, dar mă folosesc astea pe care le am. Am văzut că sunt fel și fel de truse. Eu le folosesc pe astea de la mașină, sunt diferite d-astea, mai avem și palea, ne facem treaba, știți ce zic? Nu trebuie să... că nici la service. Când munceam la service cu mașina, n-avea tubulara de nu știu care. Unea improviza acolo băiatul meu. Și bari zici că te duci la service, adică domnule trebuie să ai absolut tot. Bun. Am făcut aici o schemă, 4-4-4, fix cum am dat afară șuruburile. Deci, ca să ai o noțiune, știi ce zic? Pentru că unele sunt mai mari, unele sunt mai mici. Și fix așa trebuie să le montezi la loc, adică dacă le puneam aleatoriu, riscai să nu-ți mai pice alea pe acolo, știi ce zic? Așa că trebuie să lucrezi cu muncă de chinez, să mă ierte... Știi ce zic? Da. Mergem mai departe, scoatem capacul, continuăm activitatea. Să vă mai zic ceva. În caz că ai probleme cu tremuratul și îți tremură mâna, știi ce zic?
Bă, nu-i bine să te bagi, mă, la așa ceva. Aici e muncă de chinez, vorba aia, și trebuie să fii foarte, foarte atent. Te înham cu răbdare, te înham cu tot ce trebuie și te apuci de treabă. Încă o chestie, nu trebuie să te apuci să bagi șurubelnița pe aici, pe aici, să strici marginile astea, știi ce zic? Sunt în plastic și dacă te-ai pus cu șurubelnița pe ele, le zăpăcești și nu o să mai fie țiplă. Știți ce zic? E, de aceea o să vă dau un pont. Ridici laptopul și o iei de aici, de la Valama. Bagi degetul, pur și simplu. Ia, vezi, mă, că a sărit, ai văzut? Vă dau trucuri de-astea de hack. Și ce zic? Ai luat-o din Balama, el așa a ieșit și te duci ușor, ușor pe el. E bine că focalizează. Și ce zic? Îl iei ușor din aproape. Stați așa. Op! Stați așa. Mi-a plecat cameramanul în vacanță, în concediu și trebuie să filme singur. Și uitați, după ce ați băgat acolo degețelul pe Balama, mi-a băgat degețelul pe Balama, el s-a desprins, s-ați înțeles? Și le-i frumos în aproape. Ia uite-l. Știți ce zic? Hai că am găsit un unghi. Poate să vă pot să vă arăt mai bine, știți ce zic? Deci, ai băgat frumos degețelul și acum alei din aproape, da? Pe toată asta. Dacă ai o șurubelniță sau un șpaclu sau ceva, o spatulă de aia de plastic, ar fi nemaipomenit. Dar eu îmi fac treaba și cu asta, știi ce zic? Bine, eu am nivel. Băiatul. Ia uitați-l cum a ieșit. Și nu s-a zgâriat, nu s-a întâmplat nimic, da? Tragem ușor din aproape în aproape. Ca să nu stricăm această buză. Și ce zic? Lei din aproape. Ați. Muncă de chinez, cum vă spuneam. Ați. Ia vezi. Ia vezi. Și acum, doamnelor și domnilor, momentul adevărului. Să vedem cam cât praf avem noi aici. Ia să vedem. Totul este pe bune, boys. Ia uite-l, tată, îmbâxit. Îmbâxit, da? Deci îi facem o mentenanță. Am adus și pe ea. O să aduc și aspiratorul, să tragem așa, să-l suflăm un pic. Stați așa, să-l punem pe poziție și dă-i tată. Băi, frate, mă lași să filmez. Uite. Oh my god, oh my god. Să desfacem aici ca să putem să curățăm bine. Bam, bam, bam.
Pune frumos asta aici. Să nu le pierdem. Am uitat să-mi pun mânușile. Am uitat să-mi pun mânușile, boys. Stați așa să vedem cum facem cu asta. Dar ce e acolo? Aprindem un pic și lampa. Oh my god. Oh my god. Facem în felul următor. Vedeți că are un cablu aici. Fiticelul ăsta. Da? Îl scoatem. Asta zic, boys. Cu o grijă și atenție. Și cam așa arată. Curățăm, aspirăm, mentenanță, da? Asta trebuie să fie lipit aici. Care arată destul de bine. Doi ani de zile. Ui. Aici avem SDRAM-ul. Da? Da, aici e SDRAM-ul. Memoria. Aici e RAM. Slot de RAM. Procesor. O să-l desfacem de aici, frumos, și să-i schimbăm pe asta. Momentan ne focusăm pe asta. Am omis să vă spun un lucru, când umblați în laptop sau în orice altă șmecherie de asta, de IT, trebuie să deconectăm bateria. Asta este lufa. Ia uite frumos după cablu. Muncă de chinez, uitați-vă și dumneavoastră.
Am curățat cât se poate de bine radiatorul. L-am curățat de praf, iar zona asta altă am curățat-o de vechea pastă, da? Termoconductoare. Uitați aici. Vechea pastă s-a luat binișor, s-a luat. Bănuiesc că era momentul să o schimb. Nu era... o pastă bună. Ia uite. Am luat-o destul de ușor, s-a curățat bine. Poate te întrebi cu ce am curățat. În general curăț cu alcool izopropilic, dar neavând alcool izopropilic, acum la ora asta am folosit, bineînțeles, spirit. Poftim, ce ai folosit? Spirit. Spirit. Da, tot alcool sanitar. Sau alcool sanitar, cum se spune. Da? Am curățat bine. Trebuie să mai curățăm acum zona asta altă, unde e procesorul. După care le ansamblăm. Cubețișor frumos, curățăm toată zona asta. Așa de veche pasta încât, uitați, scurojește așa. Da. Curățăm bine zona asta cu procesorul ca să aplicăm noua pastă termoconductoare. Pe toată suprafața. Am curățat pasta veche, da. Aici se află procesorul, asta este radiatorul, l-am curățat și pe acesta, și de praf și de pasta veche, și urmează să aplicăm noua pastă termoconductoare. Grijă și atenție, rezolvi.
să aplicăm pastă în zona asta aici și aici. După care o să pun foarte puțin și aici. Apăsăm și cam mai întindem cu spatula frumos. Muncă de chinez, mânca v-aș gura. Dați-vă și voi ce e aici. Știți ce zic? Ce este muncă de chinez? Vă place? Vă place. Suficient. Am pus radiatorul la loc. Punem șurubelele. Muncă de chines. Ce? Că trebuie să ai răbdare. Aici trebuie să ai cea mai mare răbdare. Cea mai mare răbdare și de strictate. Bun. Îi dăm două filete. Îi dăm și aici. Nu îl strângem chiar tare, știi ce zic momentan. Îl strângem așa la simțământ. Bun. Apăsăm. Apăsăm pe ăsta așa. Pe radiator. Nice. Poate ies pe partea cealaltă. Că băiatul e cu... Asta e cealaltă. Bun. Unu. Pe aia doi. Vedeți? Unu. Doi. Trei. Patru. Așa am trebuit să le strângi. În formă de... pe diagonală. Bine. 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 Avem pe patru. Bine. Și mai verificăm o dată. Pac.
Fuck. Cam asta e. A ieșit un pic de pastă pe acolo. Nu-i nimic. Luăm un băț. Bățișor de asta de ureche. Și o să încercăm să... E bine. E foarte bine, nu că bine. Bun. Cât să consum, că dintr-o... Are 4 grame. Dintr-o siringă de asta faci 5 calculatoare. 5 calculatoare, 3 Xbox-uri și... 3 laptopuri. Frumos, radiatorul șters, suflat, aspirat. Ok. Bele. A ieșit bine. Sau că și dacă te duci la service, nu stă la așa să ți-l bibilească. Ăla ți-a pus două picături de pastă de aia, ți-a pus radiatorul la loc și la revedere și în braț verde. Tu poți să ai timp să stai, să mângâi, să știi ce zic. Așa că vă înhămați cu răbdare cu de-astea și ușor, ușor, știi ce zic. Acum nu ne rămâne decât să-l ansamblăm la loc și cam asta a fost mentenanța, ca să zic așa. Nu uitați voi să vă abonați, like, share, subscribe, iar până data viitoare să ne auzim cu bine. Vă mai filmez un pic când îl montez la loc și cam asta a fost pentru astăzi. Vă pupă fratele vostru. Luăm frumos și-l capacul, îl punem pe poziție. După ce l-ai pus pe poziție, începe și ușor, da? Cu mâna pe el umbli. Ia auzi-l. Are clipsurile alea, știi ce zic? Ce facem aici? Îi punem șurubelele și cam asta a fost.